La 1 ianuarie 2007, exact în ziua în care România devenea membra Uniunii Europene, pensiunea Casa Matei din Berca își deschidea larg porțile. Aici ajungeți prin Buzău, urmând drumul spre Siriu, Nehoiu, Brașov. După aproximativ 20 de kilometri, treceți podul peste râul Buzău și vedeți pensiunea pe dreapta. În cei 10 ani de existență, Casa Matei a ajuns să fie recomandată de marile ghiduri europene pentru turism, a obținut de 2 ori din partea Asociației Naționale de Turism Rural, Ecologic și Cultural trofeul Margareta de Aur și un premiu de prestigiu acordat de Asociația Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România pentru ospitalitate și calitatea serviciilor. Cele 4 Margarete, clasificare, înseamnă 16 camere duble și un apartament, spațioase și elegante, zone de relaxare, gazde primitoare. Pentru zilele călduroase de vară, piscina vă așteaptă, la fel și terenul de tenis sau fotbal. Pentru cei mici, există un loc de joacă amenajat și o mini-fermă. Pentru evenimente, cele 2 săli de conferințe vă stau la dispoziție. Cât despre restaurant, Vulcanii Noroioși, Tigăița de Pleșcoi, Fasolea lui Boier Ciolanu sunt câteva dintre delicile recomandate de maestrul bucătar. Da, bine, mersi. O zi normală de lucru înseamnă de la ora 10 până 22-23, chiar și mai mult, cu clienți fideli, cu clienți și pretențioși, mai bine zis. Dacă totul se organizează așa cum trebuie, nu este greu. Unele preparate le facem cu câteva ore înainte, altele pe loc. Aici pregătim pentru iahnia de fasole. Legumele, în general, toate de la noi, din grădina noastră, unde nu folosim azot, îngrășăminte chimice. Sunt persoane, special francezi, care vin și care sunt uimiți de cum lucrăm și gustul care îl facem la preparatele noastre. Acum facem mămă de gusta. Mai punem puțin mălai, ca să iasă o consistență normală. Aici pregătim mușchiul la grătar, mușchiulețul de porc. E condimentat cimbru, foarte puțină sare. Pasta mai gata, acum introducem cârnații. Picăței aproape gata. Ei. Punem puțină sare. Fasolea fiartă, o punem peste această prăjeală zis. Punem ficăței peste pastramă cârnați. Facem un sos de pastă tomată. O mai lăsăm câteva minute să dea un clocot și tigaia poate fi servită. Uitați cât de bine arată. Cam așa, în felul acesta, arată comanda. Și nu arată doar bine. Trebuie să ne credeți, mirezmele și mai ales gustul sunt un răsfăț pentru papilele gustative. Nu degeaba, pentru rafinamentul și creativitatea sa, Casa Matei a fost premiată din partea întreg cu trofeul național pentru gastronomie Margareta de Aur. Vorbind despre bucătăria românească, păstrarea tradițiilor și promovarea la nivel internațional, o surpriză plăcută a fost întâlnirea la pensiunea de pe malul Buzăului cu producătorul adevăraților cârnați de pleșcoi. Rețeta este într-adevăr veche, foarte veche. Am preluat-o și noi de la bunici și străbunici. În pleșcoi sunt foarte multe familii care știu să facă cârnații de pleșcoi. Mai puțin, poate, sunt cei care comercializează și au ieșit în față cu acte în regulă, să zicem așa. Și noi o facem cu drag, pentru că soțului meu i-a plăcut foarte mult să lucreze cu carnea. Noi la bază suntem petroliști. Am reușit să facem
produs tradițional, am câștigat numele ăsta, am făcut actele și caietul de sarcini care s-a cerut la Ministerul Agriculturii, am trecut toate fazele, am reușit cu cârnații de pleșcoi, apoi am făcut babic, ghiudem, pastrama tot din oaie. La momentul ăsta suntem cu 10 atestate naționale pe produs tradițional. La momentul de față avem actele cu un grup aplicant de 5 firme duse la Uniunea Europeană pentru a câștiga zona protejată pentru cârnații de pleșcoi.